vreau să fiu curat și plăcut în fața ta. Numai tu urci dorii și îmbrășnicața. Numai tu ești scutul sufletului meu. Schimbă, Doamne, gândul, schimbă, Doamne, viața și mă fă asemeni cu tine mereu. Numai tu urci dorii prășniceața, numai tu e scutul sufletului meu. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața, ia din mintea mea orice stată celui rău. Să simt prezența, să-ți ascult povața. Vreau să pot privi mereu în ochii tăi. Schimbă, Doamne, gândul, schimbă, Doamne, viața și mă fă la semeni cu tine mereu. Numai tu sori șanța, numai tu e scutul sufletului meu. Schimbă, Doamne, gândul, schimbă, Doamne, viața. Când troienești, fac să fie viața grea. Primăvara și topește gheața, ca să merg mereu doar pe calea ta. Schimbă, Doamne, gândul, schimbă, Doamne, viața și mă fă asemeni cu tine. Numai tu e scutul sufletului meu. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu tine mereu. Numai tu urci dorii și îmbrășnicața. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața și mă fă asemeni cu tine mereu. Numai tu sori și împrășticeața, numai tu e scutul sufletului meu. Pentru noi, ca și pasaj din cartea Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12 până la versetul 17, pagina Biblie 1206. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12 până în versetul 17. Cu bucurie să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Pergam scriei: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam
care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa, și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi răzbui cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Vă rog să vă reașezați. Slăvit să fie Domnul, din nou în casa Domnului, la o seară de părtășie, și am înălțat numele Domnului și știm că El este prezent aici în mijlocul nostru și vrem să-L lăudăm în continuare și să-L binecuvântăm în inima noastră, în Duhul nostru, că merită Domnul toată lauda, toată cinstea și toată gloria. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să zică Israel acum. Faptul că suntem aici în casa Domnului este o dovadă a biruinței Lui în viața ta și în viața mea. Glorie Domnului! În seara aceasta am citit acest pasaj din Scriptură cu referire la biserica din Pergam. Ne-am ocupat în trecutul apropiat de biserica din Efes, am vorbit și despre biserica din Smirna. În seara aceasta, înaintea noastră, avem acest pasaj din Scriptură cu referire la această biserică din Pergam. Vă aminteam și vă spuneam că Apocalipsa, sau în mod special aceste 7 biserici pe care noi citim în Apocalipsa, se poate interpreta acest pasaj în mai multe feluri. Este această interpretare literară, și anume, ceea ce prezintă Biblia aici s-a petrecut în urmă cu aproximativ 1900 și ceva de ani în Asia Mică și Dumnezeu vorbea atunci fiecărei biserici în parte potrivit nevoii pe care acea biserică o avea. Și nu greșim, este așa. Există și această interpretare care trebuie să o ducem aproape de noi, una actualizată, una personală. Și trebuie să constatăm că fiecare dintre noi, ca și creștini, deci ca și credincioși, putem să trecem printr-o astfel de stare prin care a trecut biserica respectivă. Și când citești despre biserica din Pergam, să-ți dai seama că de fapt acest cuvânt este pentru tine. Nu este doar pentru ei care au trăit în urmă cu aproximativ 1900 și ceva de ani, da? Deci este și pentru noi. Apoi este și această interpretare actuală și se pot să observi în perioada în care noi o trăim că din perspectivă globală, Biserica Domnului trece prin diferite stări. Și dacă te uiți în America, vezi, eu știu, biserica din, nu știu, să zicem, din Pergam, că vorbim de Pergam, este Biserica Amestecului. Privind în zona în care Biserica Domnului este prigonită, privești biserica din Smirna, oamenii mor pentru Dumnezeu și așa mai departe. Și există și interpretarea istorică, și anume, în toată perioada bisericii, de când s-a înființat ea până vine Hristos, ea trece prin anumite stări potrivit cu acest pasaj din Scriptură. Și dacă ar fi să privim istoric, biserica din Pergam se încadrează între anul 300 și anul 600, atunci când biserica devine, eu știu, așa oficială în Imperiul Roman, este recunoscută și Constantin decretează că să fie o religie imperială. Pentru că vreau să vă spun că Pergam însemnează legătură prin căsătorie. Asta însemnează Pergam, legătură prin căsătorie. Și este simbolic pentru că, practic, biserica în perioada respectivă oarecum se căsătorește cu statul, așa în ghilimele spus asta. Adică vine așa, devine o legătură între Imperiul Roman care prigonea biserica până atunci și de atunci biserica ea este oarecum recunoscută.
Haideți acum să privim în Scriptură și să ne uităm puțin la acest oraș Pergam, apoi ne uităm la biserica din Pergam, ne uităm la ceea ce găsește Dumnezeu acolo ca aspecte negative, ca aspecte pozitive și apoi care este soluția pe care Dumnezeu o are pentru ei și pe care Dumnezeu o are, frați și surori, și pentru noi. Deci, revin și vă reamintesc că Pergam însemnează legătură prin căsătorie. Este oarecum biserica amestecului. Când te uiți la biserica din Pergam, găsești și lucruri bune, găsești și lucruri negative. Este acea biserică în care este un amestec acolo înăuntru în ea. Și asta descoperă Dumnezeu. Și vreau să vă spun că strategia de bază a diavolului a fost inițial persecuția. Și diavolul a intentat și a intenționat ca prin persecuție să distrugă biserica lui Hristos. Să o distrugă, să nu mai existe creștini și credincioși pe fața pământului. Din cauza aceasta au fost, când vorbește biserica din Smirna, vorbește despre 10 zile grele. Sunt 10 valuri de persecuție în istoria creștinismului până anul 313, prin care s-a încercat să distrugă până la urmă biserica lui Hristos. Diavolul și-a dat seama că așa nu poate să distrugă biserica lui Hristos. Ci că asta dimpotrivă fundamentează, întărește biserica și că oamenii se întorc la Dumnezeu. Și strategia următoare, care diavolul a folosit-o și de atunci o folosește de fiecare dată când are ocazia, este această strategie a amestecului. Să fie acolo și biserică, dar să fie și lume. Să fie și sfințenie acolo, dar să fie și păcat. Și asta contaminează întreaga slujire și nu aduce propășire. Și asta vede Dumnezeu încă din anul 300, din anul acela în care biserica prospera, dacă vreți, era o biserică primară tocmai apusese și se dezvolta bine în ceea ce privește perioada bisericii din Smirna. Dar diavolul a văzut că trebuie să aducă acolo un amestec și dacă aduce acel amestec, biserica se va strica, atenție, din interior. Și cea mai mare suferință pe care a avut-o biserica vreodată a fost cauzată din interiorul bisericii. Și de multe ori, uitați-vă dumneavoastră, familiile în general, când sunt asaltate din exterior, rezistă împreună și luptă împreună. Dar când în interiorul familiei se ridică unul împotriva celuilalt, acea familie are toate șansele să se destrame, să nu mai fie acea familie pe care Dumnezeu a hotărât să fie. Ei, biserica din Pergam este acea biserică a amestecului. Când vorbim despre această biserică, eu mă gândesc la mine. Și noi ne gândim la noi înșine. La amestecul care există în viața ta. La amestecul care există în viața mea. Că e imposibil că atunci când te uiți în Scriptură să nu dai seama că ceva îți lipsește. Că uitați cum se adresează Biblia, spune așa, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Pergamul era capitala Asiei Mici. Nu era un oraș atât de mare și prosper precum era Efesul sau Smirna. Pergamul nu avea ieșire la mare ca să poată să facă comerț, dar aici fiind capitala Asiei Mici, și o să vedem de ce ajunge capitala Asiei Mici, că era mai mic ca și cetate, acolo Imperiul Roma a trimis un proconsul care avea sabia cu două tăișuri și el reprezenta legea, el aplica legea. Și omul acela era acela care zicea că el știe toate lucrurile și aplică legea romană potrivit a ceea ce spune legea romană. Și Hristos vine și vorbește tocmai în acest context. Iată ce zice cine? Cel ce are cu adevărat sabia cu două tăișuri. Adică e vorba de Domnul Iisus Hristos. Acest oraș, vreau să vă spun în prima fază că era un oraș foarte cult. Un oraș în care locuiau oameni înțelepți. Un oraș care dezvolta cultura. Era un oraș în care exista o bibliotecă care însuma peste 200.000 de cărți, o bibliotecă destul de mare, chiar foarte mare, o bibliotecă care
concura oarecum cu biblioteca din Alexandria, care era cea mai mare bibliotecă, în suma peste 900.000 de volume. Aceste două biblioteci și două mari orașe erau rivale. Spune istoria că în Alexandria locuia acolo un om foarte înțelept și educat, era bibliotecarul care era cel mai important din bibliotecă și care se spune că ar fi cunoscut toate volumele de cărți care existau în Alexandria, în acea bibliotecă. Atunci Pergamul a încercat să îi dea o sumă mare de bani acestui bibliotecar și să-l aducă să fie bibliotecar în Pergam, să părăsească Alexandria. Împăratul Egiptului a auzit asta și spune istoria că, ca nu cumva să plece acest bibliotecar în Pergam, l-a omorât și a murit. Ei, în momentul acela, biserica sau orașul Pergam primea din Alexandria și din Egipt, primea papirus. Papirusul a fost prima dată folosit ca să se scrie pe el. Era făcut din trestie și alte plante, un fel de foi făcute din trestie. Și în momentul în care a iscat această ceartă între aceste mari orașe, nu le-a mai dat Egiptul papirus acestei cetăți Pergam. Și ei au inventat pergamentul. În Pergam se inventează pergamentul, adică scrierea pe piei de capră. Amintiți-vă că Pavel scrie unea din ucenicii săi: când vei veni la mine, adu mantaua și cărțile, dar în mod special cărțile acelea din piele. E vorba de cărțile care erau scrise pe pergament, pe piei de capră. Deci era un centru cult, promovau cultura, un lucru foarte important în privința aceasta. Ce mai știm despre acest oraș e următorul lucru, și anume că era un centru idolatru. Un centru idolatru. Spune Biblia în felul următor. Zice așa: știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Satana întotdeauna și pe pământul acesta a avut anumite locații unde și-a așezat scaunul de domnie. A fost la un moment dat în Babilon, în momentul respectiv era în Pergam și s-a mutat din loc în loc. Adică e vorba de un centru puternic idolatru. Și imaginați-vă, zice: știu unde locuiești. Vecinul tău, câți dintre dumneavoastră aveți vecini răi? Să nu ridicați mâna sus, că poate sunt printre biserică, pe aici și vă vedeți unii pe alții. Dar imaginați-vă să aveți de vecin pe Satana. Ca să înțelegem unde locuiau acești oameni. Tu îl ai ca vecin direct pe diavolul. Nu a fost, păi, ți-i greu când ai un vecin din ăsta care nu știu ce face. Dar să știi că ai vecin pe diavolul. Acolo unde e, spune Dor, acolo unde locuiește Satana. Deci era un centru idolatru. Ce s-a dezvoltat aici? Acest oraș, fiind un oraș mai mic ca dimensiune, fiind oameni înțelepți acolo și educați, au zis: putem să dezvoltăm orașul acesta în așa fel încât să fim superiori și să avem bogăție multă. Și pentru asta au făcut cele mai mari temple păgâne. Deci în Pergam găsim cele mai maestoase și cele mai mari temple păgâne închinate idolilor. Și vom vedea despre ce este vorba. Ceea ce am uitat să vă spun vis-a-vis de aceste biblioteci este că biblioteca din Pergam, la un moment dat, Marcus Aurelius sau Marcus Antonius, cum mai este el cunoscut, s-a căsătorit cu Cleopatra, cu prințesa din Egipt. Și știți ce cadou de nuntă i-a făcut? Toată biblioteca din Pergam. Să vină soțul tău la tine ziua nunții cu cadou 200.000 de volume de cărți. Citește-le, nevastă mea. Și aș vrea să transfera cărțile din Pergam în partea cealaltă. Bun, revenim. Era un centru idolatru. De aceea spune că este scaunul de domnie al Satanei. În primul rând, atunci când împăratul Cir, 5 lucruri vreau să punctăm ca să putem să înțelegem de ce este considerat locul în care locuia diavolul Satana. Când Medo-Perși, când împăratul Cir
cucerește Babilonul. Știm foarte bine că împăratul Cir a fost chemat încă înainte de a se naște de către Domnul Dumnezeu ca să urmărească planurile lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că omul acesta a dat decretul de a se reconstrui templul și așa mai departe și a început din nou Israelul să se întoarcă înapoi în țara lui și a fost pentru poporul Israel, acest împărat, când a venit împăratul Cir și a văzut că în Babilon s-a dezvoltat vrăjitorii erau foarte, foarte, foarte mulți și vrăjitoria neagră, omul acesta a interzis vrăjitoria și a spus în felul următor: aveți două variante, ori să renunțați la vrăjitorie, la această practică ocultă, ori dacă nu plecați din regatul meu. Și nu toți au renunțat, cei mai mari vrăjitori și cei mai mulți vrăjitori și cei mai cu vază s-au dus de acolo și s-au mutat, știți unde? S-au mutat în Pergam. S-au mutat în Pergam. Deci în Pergam există cei mai influenți vrăjitori ai timpului respectiv. Acolo erau primiți, acolo erau primiți cu bucurie. Și amintiți-vă că oarecum omul acesta, Cir, a avut pe Daniel acolo ca sfetnic și a rămas până la urmă fidel învățătorii pe care Daniel a transmis-o mai departe. Deci i-a dus pe toți într-o parte sau în cealaltă. Bun. Apoi aici era templul lui Zeus, templul mare al lui Zeus, un templu sub formă de tron. Un templu foarte mare sub formă de tron și se închinau lui Zeus. Acest templu este și astăzi, sau unii spun că este respectivul, sau alții că este ceva refăcut după original, într-un muzeu din Berlin. Din Germania. Aici era și templul lui Artemis, sau al Dianei, și în templul acesta a fost ucis, și vom vorbi despre asta, acest martor numit Antipa. Aceste temple erau foarte mari și maestoase și erau folosite ca și pelerinaj din toată Asia Mică, așa cum oamenii obișnuiesc să aibă biserica lor, să aibă, dar merg din când în când acolo unde se fac pelerinaje la lucrurile sfinte ca să închine și așa mai departe. Așa se petrecea atunci cu privire la Pergam. Un alt lucru foarte important ce se petrecea acolo și putem să înțelegem de ce Biblia spune că este scaunul de domnie al satanei, ei se închinau zeului Esculap, zeul sănătății sau zeul medicinei. Era sub formă de șarpe. Era un templu închinat acestui zeu și era o statuie acolo în forma unui șarpe imens, unui șarpe oraș de câțiva metri, 4-5 metri. Și oamenii care erau bolnavi, care sufereau de anumite boli, mergeau acolo și se închinau acelui zeu, considerând că acel zeu are capacitatea să le aducă vindecare, să le dea vindecare. Ba mai mult, erau anumite practici pe care oamenii le făceau, și anume, erau pus să stea peste noapte, împreună cu șerpi acolo în templu, șerpi neveninoși, considerând că lucrul acela va aduce sănătate. Și uitați-vă cum lucrurile s-au transmis. Dacă ne uităm acum în medicină, găsim la farmacii și peste tot, da, un șarpe pe o prăjină. Deci este acel simbol al lui Esculap, al zeului sănătății, și atunci când o epidemie izbucnea în poporul respectiv, oamenii dădeau vina sau preoții acelui zeu dădeau vina pe creștini, că ei refuzau să se închine. Spune, de asta a venit epidemia peste voi, pentru că creștinii nu vor să se închine acestui zeu. Și oamenii din nou erau ucis sau dați la fiare și așa mai departe. Tot aici, vis-a-vis de acest centru mare idolatru, vorbim despre cultul cezarului și anume despre un templu închinat cezarului. Și trebuie să punctăm faptul că Pergamul este primul oraș care a acceptat închinarea în fața cezarului. A acceptat închinarea în fața cezarului. Și, de exemplu, dacă citiți, există persoane care sunt contemporane cu noi și care au scris foarte multe lucruri despre Apocalipsa și nu numai. De exemplu, fratele Dragomir Stancu este un frate care trăiește și astăzi în Deva și a scris câteva cărți.
El aduce în atenție un aspect pe care e foarte important și spunea felul următor. Că preoții din acest templu al cezarului aveau o putere din partea celor extraordinar de mare. Erau atât de puternici încât aveau capacitatea să provoace statuia cezarului să vorbească. Și există un argument biblic, amintiți-vă că atunci când Moise se duce în Egipt ca să elibereze pe poporul Israel, magicienii Egiptului, dintr-un toiac, dintr-un lucru care era mort aparent, da? Au făcut un șarpe, l-au provocat să fie șarpe, sigur că a fost înghițit de toiacul lui Moise, da? Ei bine, oamenii aceștia aveau puterea să facă aceste statui să vorbească. Și sigur că oamenii când vedeau asta, credeau că este ceva dumnezeiesc și se închinau înaintea cezarului. Ei bine, toate aceste lucruri însumate scoteau în evidență faptul că acolo era scaunul de domnie al diavolului. Vreau să vă mai spun ceva și anume, vorbind despre preotul suprem care conducea toată această închinare eronată, închinare idolatră, preotul suprem se numea Pontifex Maximus. Acest nume l-a preluat cezarul și acel nume l-a preluat papalitatea. Pontifex Maximus însemnează făuritorul de poduri, adică cel care face legătura între Dumnezeu și om. Ei, în acest oraș idolatru se dezvoltă o biserică, acum lăsăm partea cu orașul, ne axăm pe biserica din Pergam. Și se dezvoltă o biserică care crede în Hristos, care urmează calea Domnului Iisus Hristos. Și haideți să privim la aspectele pozitive. Versetul 13 spune felul următor. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Zice, tu ții numele meu. Tu ții numele meu. Frate și surori, exista acolo în acel oraș, în acea metropolă, o biserică care, atenție, ținea numele Domnului. În pofida tuturor acestor zeități promulgate și promovate, această biserică ținea numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că vreau să vă spun că puterea bisericii e în numele Domnului Iisus Hristos. Constă în păstrarea numelui Domnului Iisus Hristos și constă în a vorbi și în a pomeni numele Domnului Iisus Hristos. Deci nu este greșit să pomenim cât mai des numele Domnului Iisus Hristos și să ținem numele Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, ne spune Biblia în Matei capitolul 28, versetul 18 spune așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Adică toată puterea este în numele Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă vedeau aceste zeități impunătoare și felul cu care se petreceau lucrurile acolo, această biserică a spus, nu, noi ținem numele Domnului Iisus Hristos. Și mi-aș dori să ținem din toată inima acest nume al Domnului Iisus Hristos. Marcu 16, 17, 18. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Atenție! În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi și așa mai departe. Deci toată puterea bisericii constă și ține de păstrarea numelui Domnului Iisus Hristos. De aceea trebuie să ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, trebuie să cerem în numele Domnului Iisus Hristos, că El este puterea noastră. Glorie Domnului! Apoi, un alt aspect pozitiv este următorul. Spune Biblia în continuare, și n-ai lepădat credința mea, chiar în zile rele. Nu ai lepădat credința mea. Și Mântuitorul face o referire specifică, foarte clar, la credința lui.
Nu spune n-ai lepădat credința, spune n-ai lepădat credința mea, pentru că sunt foarte multe forme de credință. Sunt credințe zadarnice, credințe moarte, credințe false. Nu, 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 trebuie să privim care a fost credința Domnului Iisus. Și când Mântuitorul a început să predice Evanghelia pe pământul acesta, a spus în felul următor, Marcu 1:15, el zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Primul lucru ce ține de credința, a păstra credința lui Dumnezeu, ține de a înțelege vremea și a fi conștient că împărăția lui este aproape. Domnul vine, frați și surori. Domnul vine foarte curând, este gata să apară. Credința în Hristos însemnează să păstrez ceea ce El a adus în lumea aceasta. Și spune, are de-a face cu vremea, cu vremea care noi trăim, cunoaște vremea, cunoaște starea, cunoaște situația contemporană în care te afli. Vezi bine, bagă de seamă, nu cumva împărăția mea este aproape, nu cumva venirea mea este aproape. Și dacă voi vine la noapte, cum te voi găsi? Nu cumva este amestec în viața ta, nu cumva este compromis în viața ta. Credința lui Iisus înseamnă să te uiți la ceea ce a dus Hristos în lume și spunea clar, credința mea are de-a face cu cunoașterea timpului, cu cunoașterea vremii. Cât să mai aștepte Domnul să ne pocăim? Cât să mai aștepte Domnul să ne întoarcem la El cu adevărat? Pentru că spune în următorul verset, este pocăiți-vă, da? Și credeți în Evanghelie. Și credința Domnului rămâne aceeași, ea nu se schimbă. Când Hristos spune că ai păstrat credința mea chiar și în zilele rele, însemnează că și noi trebuie să ținem numele lui Iisus și credința lui Iisus, așa cum este ea. Știi cât de mult uităm noi că Domnul e gata să vină? Ne mai dăm seama că suntem trecători când suntem la înmormântări. Și cum a fost și astăzi și am văzut că oamenii sunt conștienți, în mod special atunci, la înmormântări. Dar după ce trece vremea aceasta când stăm la biserică, ieșim afară și trăim ca și cum. Am avea vreme să le facem pe toate. Am putea să facem orice. Domnul întârzie, că ziceau și alții din biserică, că oricum Domnul nu vine. Unde este făgăduința intrării în odihna Lui? Bă, de când e lumea, părinții noștri au adormit, au venit alții, nu mai vine Domnul. Nu, fraților, Domnul vine. Și dacă nu vine la noapte, pot să plec eu la noapte. De aceea, trebuie să țin credința aceasta în Iisus Hristos. Apoi, un alt lucru, ca și aspect pozitiv, spune felul următor. Chiar și în zilele acelea, când Antipa, martorul meu, da, credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Al treilea lucru, spune despre mărturia în favoarea Domnului Iisus Hristos. Spune, mă uit la tine acolo și văd că există între voi oameni care aduc o mărturie în favoarea Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă trebuie să moară acel om, acea persoană, ea rămâne credincioasă mie, chiar dacă urmează să plătească cu prețul vieții această credință în Domnul Iisus Hristos. Care este mărturia ta? Care este mărturia mea? Adeseori această întrebare trebuie să ne adresăm când citim aceste biserici din Apocalipsa. Ce zice Dumnezeu despre mine? Că poate eu zic bine, poate alții mă laudă, poate alții mă apreciază. Dar care este vederea lui Dumnezeu? Când se uită Dumnezeu la mine, ce vede? Vede integritate sau vede amestec? Hristos este un Dumnezeu care evaluează corect, pe ansamblu, apreciază lucrurile bune, adică spune, domnule, se poate, dar vreau mai mult. Poți mai mult, spune martorul meu credincios Antipa. Antipa nu este un nume propriu, Antipa însemnează cel împotriva tuturor, cel care se împotrivește tuturor.
Erau acolo oameni și poate acest Antipa era conducătorul acelei biserici care opunea rezistență și nu vroia să se închine în fața șarpelui, da? În fața zeilor. El spunea, nu, cel care vindecă e Iisus Hristos. Degeaba ziceți voi că acest zeu în formă de șarpe, că Esculap ar fi vindecător. Nu, este fals. Hristos e cel care vindecă. Apoi cei care spuneau, Zeus este adevăratul Dumnezeu. El spunea, nu, Iisus Hristos și Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Și se împotrivea tuturor, cel care se împotrivește tuturor. Pentru că oamenii, să știți că erau obligați de Imperiul Roman să se închine cel puțin cezarului, nu tuturor zeilor, oamenii puteau să aibă orice zeu al lor. Nu le era interzis, nici Hristos nu era interzis. Dar erau obligați să se închine cezarului o dată pe an. Înțelegeți? Un compromis. Nu erau obligați să se închine în fiecare zi sau să renunțe la credința în Hristos. Nu. O dată pe an erau obligați să se închine cezarului. Poate că unii au acceptat compromisul. Mă închin o dată pe an, mă duc și aprind tămâi acolo și zic ceva și am scăpat. Un an întreg mă închin Domnului Iisus Hristos. Ei, omul ăsta a spus, nu. Singurul Dumnezeu care merită închinarea e Dumnezeul Celui și al Pământului, Iisus Hristos Domnul. Și pentru asta a fost ucis. A fost ucis în templul lui Artemis, al Dianei. Acolo preotesele l-au prins și l-au adus ca jertfă pe altar. Asta spune istoria, nu ne spune Biblia. În templul lui Artemis era un altar în formă de taur. Era un altar foarte mare în formă de taur. Era luat jos și era pus în interiorul altarului. Erau puse ofrandele pentru jertfă. Apoi cu un capac se acoperea și pe nări scotea abur și fum și ala era considerat închinare în fața zeului. Acest Antip a fost prins și a fost aruncat acolo în acest altar, a fost închis altarul și a făcut foc sub el. Și a murit în felul acesta în chinuri grozave. Și spune istoria că ei se bucurau și exaltau când pe nările acelea ieșea abur și ieșeau zgomotele acelea de chin. Spuneau că sunt închinare înaintea zeilor. Cu prețul vieții a fost plătită această credincioșie vis-a-vis de Dumnezeu. Ăsta e omul care nu a acceptat amestec în viața lui. Aspectele pozitive sunt astea. Haideți să privim acum la aspectele negative. Zice Biblia aici în felul următor. Dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Învățătura nicolaiților. Acum, am uitat să spun ceva și trebuie să spun asta. Cu privire la credința Domnului Iisus Hristos. Pe lângă ceea ce am spus din Marcu, capitolul 1. Uitați, puterea aceasta în credincioșie și în credință ține și de, spune așa, cine are urechi să asculte și zice, bisericilor cine? Duhul. Ține și de plinătatea Duhului Sfânt. În credința lui Hristos spune, nu vă depărtați de Ierusalim, rămâneți aici până când veți primi o putere. Și deci puterea aceasta o primim când se coboară Duhul Sfânt. Repet, o primim când se coboară Duhul Sfânt. Vă întreb, când a coborât ultima dată Duhul Domnului peste dumneavoastră? Atunci primim puterea aceasta. De aceea e nevoie de stăruință, de rugăciune, de aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu și așa mai departe. Revenind la învățătura aceasta, învățătura lui Balaam. Și vreau să punctăm trei lucruri vis-a-vis de această învățătură a lui Balaam ca să înțelegem pericolul care ne pândește și pe noi. Omul acesta, dacă citim în Numeri și nu numai, găsim că a fost un om care avea ochii deschiși, care vedea lucrările lui Dumnezeu. El a fost un om care venea undeva de prin Mesopotamia, dar era un om care l-a cunoscut într-un fel pe Dumnezeu. Se poate vorbi despre el și despre un profet și ca despre un vrăjitor, un mag, o persoană care până la urmă a
proceda și la incantații oculte și așa mai departe. În primul rând, omul acesta, privind, nu mai citim, dar sunt foarte multe lucruri importante pe care trebuie să le punctăm. Deci, învățătorul lui Balaam însemnează trei lucruri. În primul rând însemnează următorul lucru, și anume Balaam a forțat mâna lui Dumnezeu. Un nu categoric pe care Dumnezeu l-a spus în dreptul lui, Balaam a încercat să-L ispitească pe Dumnezeu și să primească oarecum permisiunea din partea lui Dumnezeu acel nu să fie da, așa un da oarecum îndulcit. Când trimite Balac după Balaam, omul acesta, Balaam, spune, mă duc să întreb pe Domnul. Și Domnul i-a spus, nu te du. Tu n-ai ce să mergi acolo și să-mi blesti în poporul meu. Acela este poporul meu. Nu te du. Balac a trimis din nou la Balaam oameni mai cu vază și cu mai multe daruri, căutând cumva să-l ademenească. Și din nou omul ăsta merge să spune, el știa răspunsul Domnului. Că aici trebuie să înțelegem. Cunoștea voia Domnului, știa foarte clar. Dar mă duc să mai întreb o dată pe Domnul. Poate de data asta îmi va răspunde afirmativ. Și mai întreabă o dată, și mai întreabă o dată. Dumnezeu spunea, știi ce? Du-te! Tu cunoști voia mea, știi voia mea. Dar dacă vii și mă ispitești de felul ăsta, du-te, Domnule, fă ce vrei. Și merge de la proroc la văzător. De la proroc la proroc. Și la un moment dat ajungem într-o nebuloasă totală că nu mai știm încotro să o apucăm. Cunoscând voia Domnului, știm ce avem de făcut, dar mă duc totuși să mai întreb o dată că parcă n-am înțeles bine ce mi-o zis prima dată. Frate, am avut o vedenie sau am avut o lucrare și n-am înțeles-o, mai întreb o dată pe Domnul. Și în felul acesta Balaam forțează, încearcă să forțeze mâna Domnului. Și când Dumnezeu știe, spune, du-te! Și după ce se duce, măcar că Dumnezeu i-a spus, Dumnezeu se mânie pe el. Măgărița se oprește în drum, nu mai vrea să meargă. Dar Doamne, nu Tu ai spus? Păi eu te las în voia pornirii inimii Tale, dacă Tu știi din start care e voia mea. Și Ți-am spus ce să faci și ce să nu faci. Asta a fost un prim aspect din această învățătură a lui Balaam. Un alt aspect este următorul. Omul acesta a iubit banul, a iubit plata fără de legii. 2 Petru 2:15. 2 Petru 2:15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dacă nu aveam versetul ăsta, n-am prea fi știut noi de ce s-a dus Balaam până la urmă la Balac și așa mai departe. Dar Petru ne dezvoltă ideea și ne spune, uite de ce. Omul acesta a iubit plata fără de legi. El a zis, domnule, a văzut acolo că e vorba de mulți bani pe care i-a trimis Balac înaintea lui prin oamenii de vază și a spus, chiar dacă Dumnezeu parcă nu mă lasă, aș face orice să pun mâna pe banii ăia. Orice compromis, orice, numai să câștig mai mult. Dom'le, mă duc și duminica la lucru, mă duc, numai dimineața, seara mă duc la biserică, mă duc la 2 joburi, alerg 2 zile, 1 săptămână, 1 lună. Și oameni care aleargă iubind niște bani, pentru că, repet ceea ce spunea, m-am mai spus odată aici, spune că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Nu zice iubirea banilor. Că poți să nu-i ai, dar să iubești de să fii topit de ei și să faci orice să-i ai. Și omul acesta a iubit plata fără de legii. Să facă orice, numai să câștige niște bani în plus. Apoi, un lucru foarte important, ceea ce ne spune Biblia aici în Apocalipsa, spune așa. Versetul 14. Dezbola de Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Vedem că cel care a fost implicat direct în a aduce blestemul peste poporul lui Dumnezeu, măcar că nu a putut prin incantații, dar a fost omul acesta
care nu a făcut altceva decât să promoveze senzualitatea în vederea inducerii poporului în imoralitate și în preacurvie. Repet, a fost acea persoană care a promovat senzualitatea, senzualismul, în vederea inducerii în imoralitate a poporului și în idolatrie. Știți care a fost concluzia acestui om? A spus, eu nu pot să blestem popor Domnului. Acesta este protejat de Dumnezeu. Orice a spune, Dumnezeu îmi pune pe limbă altceva și nu mă voi binecuvânta. Și a spus lui Balac așa, dar știi ce să faci? Ce-ar fi să îi chem la tine, să dai o petrecere? Cheamă-i la petrecerea pe care tu o vei da. Scoate la vedere toate fetele pe care le ai frumoase. Pentru că dacă vom reuși să îi atragem în cursa aceasta, atenție, Dumnezeu își va lua mâinile de peste ei. Că Dumnezeu nu iubește așa ceva. Și nu mai trebuie să-i ucizi tu. Mânia Domnului se va întoarce împotriva lor. Și a fost așa. A fost. Haideți să citim din Numeri, capitolul 25. Numeri 25, câteva versete, 6 și 8. Spune Biblia așa. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a dus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui. I-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel cât și pe femeia aceea și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. Dacă citim mai jos, vedem că această femeie și acest tânăr au fost niște prinzi, niște oameni oarecum care trebuia să fie căpetenii. Și zice versetul 9 așa, 24.000 au murit loviți de urgia aceea. De ce? Pentru că Balaam a indus poporul în această senzualitate și i-a provocat să curvească și să se închine unor idoli străini. Că nu-i mare lucru. Tu numai să te duci și să stai acolo în contextul care sunt ei. Tu stai la o parte, numai te uiți, nu te apropii. La fel ca Lot. Lot a spus, eu mintind corturile până la Sodoma. Lot a zis, eu îmi cunosc limitele, știu granița, eu nu mă voi apropia, rămân aici. Și așa a început amestecul, încetul cu încetul. Și vedem pe Lot până la urmă, fiind locuind în Sodoma și atenție, stând la poarta cetății. La poarta cetății stăteau oamenii de vază, oamenii importanți. A devenit un om important în Sodoma. De ce? Pentru că a acceptat compromis după compromis. Moment bun, e foarte important să înțelegem aceste lucruri. Nu cumva eu să fiu o pricină de păcătuire pentru fratele meu, pentru sora mea. Uitați ce spune Biblia în Matei 18, de la 6 la 9. Matei 18, de la 6 la 9. Biblia spune în felul următor. Dar pentru oricine va face să păcătuiască, da? Pe unul dintre acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejului de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și acum este un lucru foarte important. Acum zice, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat unde? În focul veșnic. De ce? Pentru că ești o piatră de potignire, o piatră de păcătuire. Ce a făcut Balaam? Zice așa, a pus o piatră de potignire și a învățat cum să îi inducă în păcat, în idolatrie, în imoralitate pe cei care erau copiii lui Dumnezeu. De aceea, repet, și-am mai spus și din nou spun, prin vestimentația noastră,
dovedim dacă avem frică de Domnul sau nu. Trebuie să ținem cont când venim la biserică, în mod special la biserică, când slujim, de faptul că prin felul meu de a mă afișa în fața bisericii, pot să devin o astfel de persoană care să induc pe un bărbat în imoralitate. Pentru că e suficient să se gândească în mintea lui, să mă poftească în mintea lui, s-a și făcut păcatul acolo. De aceea să fim cu mare băgare de seamă. Că prima dată Hristos când va veni, va da la o parte pietrele de potignire. Și Balaam asta a făcut. Învățătura nicolaiților, am vorbit despre ea, dar repet câteva lucruri. În primul rând, această învățătură a nicolaiților susținea că faptele imorale ale trupului nu afectează sufletul. Adică dacă Hristos te-a mântuit și ești mântuit, orice ai face, oricum ai trăi, nu e nicio problemă, mântuirea nu se poate pierde. Așa că poți să treci în imoralitate, poți să treci ca lumea, poți să faci ce vrei tu, că vei ajunge oricum în rai. Asta a fost gândirea aceasta a nicolaiților, că faptele trupului, imorale, păcate, greșeli, nu întinează sufletul și că sufletul rămâne mântuit prin harul lui Dumnezeu. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Ori în Scriptură nu găsim asta. Găsim că pe orice mlădiță care nu aduce rod Hristos, o taie. Adică ai fost în viță, ai fost acolo în Hristos, ai fost primit în Hristos Iisus, dar dacă nu te comporți potrivit naturii celui care te-a primit, adică trebuie să faci rodul acelui butuc, rodul lui Hristos, viața lui Hristos, atunci te taie, te aruncă afară și îți dă foc. Asta însemnează că se poate pierde. Și mai sunt și alte argumente din Scriptură. Și un alt aspect vis-a-vis de această învățătură a nicolaiților era următoarea, așa nume, formarea de clase superioare clericale. Adică oamenii aceștia au dezvoltat să se formeze în biserică anumite caste care erau prioritare enoriașilor, oamenilor de rând. Spunând că ei au anumite privilegii, că ei sunt oamenii lui Dumnezeu, că numai ei sunt cei care pot să citească Scriptura. Și oamenilor li s-a spus că dacă vor citi în Scriptură, Dumnezeu îi va pedepsi. Ea nu este pentru omul de rând, este pentru cler, pentru omul înălțat într-o slujbă duhovnicească. Și astfel s-a format această diferență între enoriași, oamenii de rând, și cleri, la care oamenii ajungeau să le sărute mâinile, să le sărute mantaua, că erau oameni super sfinți. Asta au făcut ei în felul acesta. Martin Luther, când traduce Biblia, își dă seama că de fapt era o minciună și atunci începe trezirea reformată. Era o minciună totală ceea ce promova Biserica Catolică. Apoi un alt lucru pe care îl promova, ei spuneau că țin locul lui Dumnezeu, locțitorii lui Dumnezeu, că sunt oamenii de legătură între om și Dumnezeu și că ei sunt cei care asigură iertarea de păcate prin cumpărarea de indulgențe, printr-o sumă de bani, prin alte aspecte, dar omul nu trebuia să meargă la Dumnezeu prin Hristos Iisus, ci trebuia să meargă la preot sau la cler și el să se roage pentru sufletul acelui om. Și spuneam aici, cred că marți, sau nu mai știu când, la rugăciune, următorul lucru. Pentru ca un om să aibă pretenția că te poate ierta de păcate, trebuie să fi făcut trei lucruri pentru tine. Primul lucru, să fi trăit viața aceasta, o viață neprihănită și să o fi trăit pentru tine. Al doilea lucru, să-și fi dat viața pentru tine. Al treilea lucru, să fi înviat pentru tine. Dacă găsit un astfel de pastor, de preot, de cler, de cardinal, care să facă asta, atunci omul alte poate ierta. Dar nu găsiți pe nimeni. Unul singur a făcut asta pentru noi, și anume Domnul Iisus Hristos. De aceea El este singurul care ne poate mântui, care ne garantează mântuirea în baza jertfelui și în baza unei pocăințe reale și profunde. Și acum ne apropiem de încheiere, nu înainte de a arăta soluția lui Dumnezeu, dar, repet, problema
problema acestei biserici era problema amestecului. Și vreau să citim un pasaj din Scriptură, din cartea Ieremia, capitolul 7, versetul 4. Zice Biblia așa, ca să înțelegem cât este de periculos să avem așa o viață de amestec și cu Dumnezeu și cu lumea. Să fim în biserică, uitați-vă, dacă în biserica din Efes spunea tu urăști ce urăsc eu, eu urăsc faptele Nicolaiților și tu răurăști, mă bucur de asta. Aici vedem faptele Nicolaiților fiind în interiorul bisericii. Adică se poate cumva și așa, lasă că o fi bine. Dumnezeu e bun și mergem înainte. Versetul 4 spune așa, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând. Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Versetul 10 și 11, de la 8 la 11, spune așa. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Adică, Doamne, cum adică ne hrănim cu nădejde înșelătoare? Cum? Uite așa. Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi, zice Biblia, veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta, peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, noi suntem ai Domnului, chiar dacă mai facem câte una, câte alta, chiar dacă mai găsim amestecătură, noi suntem ai Domnului, slavă Domnului, ca iară să faceți toate aceste urăciuni. Versetul 11. Este casa aceasta, peste care este chemat numele meu, o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Ce se întâmpla? Tâlharii furau, ucideau, prindeau oameni și jefuiau și apoi se ascundeau în peșteră, spunând, acum aici suntem în siguranță, suntem protejați, e ok. Așa făceau ei, făceau tot felul de lucruri rele, care nu erau plăcute Domnului și vedeau în cazul Domnului și spuneau, slavă Domnului că Domnul e bun, Domnul mă iartă, glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, nu, dacă continui așa, zice, eu am să vin și am să mă războiesc cu ei. Și soluția este următoare și cu asta închei. Soluția este următoarea. Spune Biblia în felul următor, în versetul 17. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Cine este mana ascunsă sau ce este mana ascunsă? Adevărata mană care se coboară din cer, cine este? Domnul Iisus Hristos. El acum este în cer, este ascuns de noi. Dar acel ce va birui, va avea această părtășie cu Hristos. Apoi spune felul următor. Îi voi da o piatră albă. Îi voi da o piatră albă și piatra aceasta va scrie numele nou și așa mai departe. Piatra albă, în contextul care vorbea Dumnezeu acelei biserici, se primea în două ocazii. Prima ocazie când se primea o piatră albă era atunci când erai judecat de un for de judecată și în urma judecății erai achitat, erai nevinovat și nevinovăția ta era confirmată prin faptul că primeai o piatră albă. Dragii mei, dacă ne pocăim cu adevărat, dacă ne întoarcem la Dumnezeu, nu ni se mai aplică judecata aceea spre a fi nimiciți pentru totdeauna, ci Dumnezeu ne judecă în a ne da răsplătiri și primim o piatră albă. Și apoi spune o altă ocazie, eroii de război care se întorceau biruitori din luptele de război, primeau din partea Imperiului Roman o piatră albă. Piatră albă care le asigura de acolo până când ei vor muri că vor trăi pe cheltuiala statului. Vor mânca gratis, vor dormi gratis, se vor bucura de tot confortul din Imperiul din cauza faptului că au fost biruitori în lupte. Eu abia apuc să vină momentul în care să trăiesc pe spatele Domnului Iisus Hristos. Nu că acum n-aș trăi, dar când voi intra în cerul lui Dumnezeu, când voi sta la masă cu El și când mă voi bucura etern în părtășia cerească, nu-mi va părea rău că în viața aceasta m-am luptat lupta cea bună. În viața aceasta m-am luptat să dau la o parte din viața mea orice lucru negativ, orice amestec.
Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să vă ajute. Soluția este pocăința, soluția este întoarcerea la Dumnezeu, soluția este o evaluare corectă a mea și a noastră, a fiecăruia, și să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Haideți să ne ridicăm, să cântăm Domnului împreună o cântare, că dacă tot a trecut timpul, mai stăm câteva minute, să cântăm Domnului și apoi să încheiem seara aceasta prin rugăciune, o rugăciune de rededicare. Să spunem, Doamne, îți mulțumim că ești aici cu noi și că ne dai șansa ca din nou, Doamne, să ne vedem starea și să privim nu la noi, ci la Tine, cel ce ai puterea să ne reabilitezi, să ne ierți și să ne dai puterea să putem să mergem biruitori până la capăt. În numele Tău, Doamne, îți mulțumim. Haideți să cântăm cu bucurie această cântare. Ai plătit un preț, îmi dai viață, să trăiesc prin har, ați mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să-ți pot spune cât de drag îmi ești și-s fericit. Numele mi-e scris în cartea vieții și doresc Iisus cu orice preț, să rămân statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roata Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Pacea Ta ce trece orice lucru, cunoștința întregului pământ, s-o reverși în inimă, stăpâne. Orice-ar fi să pot mereu să-ți cânt, numele mi-e scris în cartea vieții și doresc Iisus cu orice preț, să statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc.